Eu, când am venit în Parlament în 2005, peste vreo săptămână mi s-a scos imunitatea parlamentară și toți 5 ani n-am avut imunitate parlamentară și nici nu-mi trebuia. Dacă nu ești hoț, dacă nu ai de gând să furi, sigur că deci nu știu, trebuie sau nu trebuie dintr-un punct de vedere, dar se pot crea situații în stat când pot veni la guvernare, să zicem, organele de drept, acele forțe care pot, să zicem, lua în cărcă pe cei mai activi, deci deputați. Am în vedere imunitate în spectru politic, activitatea politică. Aici trebuie imunitate. Dar imunitate că ai furat, aici trebuie la dubală.